Conducerea Inspectoratului Școlar Județean a distribuit astăzi 3105 tablete pentru elevii din județul Botoșani. Mulți elevi, în special cei din mediul rural, au avut și poate încă au de suferit din cauza pandemiei și a sărăciei, de altfel. Acest număr de 3105 tablete face parte din a doua tranșă de dispozitive achiziționate prin Programul Național Educație în Siguranță. Sunt tabletele achiziționate din Inspectoratul Școlar prin hotărârea de guvern 756. 3105 tablete am achiziționat, astăzi le distribuim în unitățile de învățământ, în special acolo unde avem copii care nu au dispozitive electronice pentru a participa la orele online. Conform aplicației noastre SIR, mai avem 4900 de copii care apar fără dispozitive. Pentru acești 4900 de copii le dăm astăzi 3105 tablete, urmând ca diferența să reușim să o acoperim și cu sprijinul OAT-urilor respective. Dar ne apropiem, să zicem, în jur de 1000 de copii, 1000 și ceva de copii care rămân acum fără dispozitive. Tabletele sunt deja setate pentru participarea la orele online, rămânându-le copiilor să intre singuri pe platforma cu care școala lucrează. Acestea sunt dotate cu internet în baza unui contract pe 2 ani de zile. Conform contractului pe care l-am încheiat cu operatorul economic, tabletele sunt conectate cu date mobile de abonament plătit timp de 2 ani de zile. Primarul comunei Tudora susține că în momentul de față, cu tabletele primite astăzi, toți elevii vor putea participa la școala online. Astăzi ne-a făcut o surpriză domnul inspector de la Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și ne-a oferit pentru comuna noastră, pentru școala Tiberiu Crudu Tudora, un număr de 82 de tablete școlare pentru acei copii care nu au posibilitățile materiale să-și cumpere o tabletă sau un dispozitiv pentru a intra pe platformă și a face școala online. Cu această ocazie le mulțumesc și totodată îi asigur că acum cu acest ajutor toți copiii vor putea intra, dându-le astfel egalitate de șanse. 82 de elevi nu au putut intra la orele online, drept dovadă că dând situația la Inspectoratul Școlar, această problemă acum s-a rezolvat. Din totalul numărului de elevi din județ au rămas aproximativ 1800 care încă nu dețin dispozitive electronice pentru a intra la orele online. Însă, conducerea inspectoratului apelează la primarii din județ pentru a acoperi și această necesitate.